Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Ana Maria Ducuță. Dacă nu ați făcut-o încă, vă invit să dați subscribe sau abonează-te acestui canal de YouTube pentru a putea primi toate emisiunile pe care le postez aici. Sunt foarte bucuroasă ca și astăzi să o am alături de mine pe mama mea. Bună ziua, dragii noștri! Bună, mama, bine te-am regăsit! Bine ne-am regăsit! Și pe canalul meu de YouTube. Mă bucur să fiu astăzi din nou cu tine și cu voi. Mult de tot! Astăzi aș vrea să vorbim despre o temă foarte importantă, cred eu, care ne privește pe fiecare dintre noi, indiferent de etapa vieții în care ne-am afla, și anume înaintarea în vârstă și, mai exact, cum anume putem, indiferent că suntem femei sau bărbați, să acceptăm și până la urmă să ne bucurăm de procesul înaintării în vârstă, care vine cu foarte multe schimbări, atât din punct de vedere biologic, cât și din punct de vedere hormonal, emoțional și spiritual, și cum putem să profităm cât mai mult de viață odată ce, iată, ne apropiem de perioada de după 50 de ani. Deci să încep, exact, să încep, pentru că tu ai făcut 50 de ani în iunie. Da, chiar. Da, jumătate de secol. Da. Și ai, iată, un copil de 30 de ani pe mine și încă un copil de 21 de ani. Aproape și 2. Aproape și 2 pe Raluca. Și aș vrea să încep să te întreb cum anume definești tu această perioadă, aș spune eu, de tranziție, când ca femeie, iată, nu poți spune că ești o femeie bătrână, în vârstă, dar nu poți spune nici că ești la prima tinerețe. Așa este. Deci, la mine lucrurile au funcționat în felul următor. Eu, de când eram foarte mică, am simțit această prezență a corpului energetic. Îți povesteam data trecută despre acea plecare a mea. Găsiți episodul în playlistul emisiunii De vorbă cu mama. Ei bine, de când am identificat acest al doilea corp al nostru, și anume sufletul, spiritul, corpul energetic, am înțeles că avem două variante. Să trăim în spirit și atunci corpul fizic nu se mai rodează atât de tare și nu mai îmbătrânește. Procesul este mult mai lent. Și cealaltă, să trăiești numai în corpul fizic, numai în mental, numai în minte, și atunci o să simți acea clepsidră, acel nisip care se scurge secundă cu secundă și tu te uiți la cea și zici la ce ora sunt, la ce, cât mai până se noptează, deci sunt e ora, la mine cumva ar fi 7:30, 8 seara, ceva de genul ăsta. Și am înțeles că toți putem să alegem să trăim în spirit, să trăim în inimă și nu în mental. E nevoie și de mental, dar mi-am dat seama că poți să continui să rămâi tânăr atunci când îți dai seama că tu, de fapt, ești aici, în acest corp. Timpul se măsoară numai aici, la noi, la pământeni, și că spiritul nu are vârstă. Când am înțeles că, de fapt, noi nu avem vârstă și că la 20 de ani simțeam exact cum simțeam când aveam 5 ani, 6 ani, cum simțeam când eram la 30 de ani, cum sunt acum la 50 de ani, deci mi-aduc aminte exact că eram la grădiniță și o priveam pe doamna educatoare, avea foarte vizibile venele de pe mână, cum le am și eu acum. Și o examinam, eram așa de atentă la mâinile ei și nu înțelegeam cum e posibil să existe acele vene atât de proeminente, dar vezi tu, eram, deși aveam 5 ani, 6 ani, știi ce vârstă au copilașii la grădiniță, era o simțire a spiritului. Cumva mă uitam către ea și mă gândeam ce păcat că îmbătrânește, deci mi se părea că este, și ce păcat că nu realizează și este prinsă în toată această vâltoare. Se părea că corpul fizic îmbătrânește, dar că spiritul ei nu și-a înțelepciunea din acest proces. Da, da, și mă uitam la ea așa și mă gândeam, zic, incredibil, se poate juca cu noi, se simte ca noi, dar de ce are mâinile așa bătrâne? De ce corpul ei fizic este atât de modificat?
Lucrul pe care l-am simțit apoi, stările acestea, uitându-mă la oameni, și când aveam 20 de ani, și acum când am 50 de ani, am avut mereu această durere, am simțit mereu această durere că aici trece mult prea repede timpul și oamenii nu sunt pregătiți să accepte acest lucru, să-și accepte noile hăinuțe, corpul se modifică de la an la an și dacă nu trăiești în spirit și dacă trăiești numai în minte, este foarte greu. Ești atașat de un corp fizic care pe parcursul timpului dispare. Ești atașat de un ambalaj, ești atașat de un ambalaj. Și acest proces chiar așa trebuie să întâmple. Noi suntem lăsați în aceste corpuri. Ai văzut fructele cât sunt de perisabile, ai văzut merele, când te uiți la ele nu-ți vine să crezi că în 3 zile, în 5 zile, într-o săptămână, mărul ăla este atât de smochinit și de modificat. Dar îți spuneam, revenind la întrebarea ta, că am ales să trăiesc în spirit și am ales să îmi activez acest al doilea corp, corpul energetic. Și am observat că procesul de îmbătrânire este mult mai lent. Cumva parcă corpul fizic te așteaptă. Am înțeles cât de important e somnul. Am realizat că, de fapt, exact cum noi punem telefoanele la încărcat, acest lucru ni se întâmplă nouă noaptea, când corpul fizic rămâne pe pat și corpul energetic pleacă în astral. Și atunci nu s-a întâmplat niciodată, decât când erați voi foarte mici și trebuia să stau lângă voi, dar niciodată n-am lăsat să treacă nopțile și să nu pot să ies în astral și să nu dorm. La fel mi-am dat seama că nu am voie să să dezonorez acest corp și să fumez, să beau, să, toate lucrurile astea pe care cumva mi-am dat seama că pământările fac tocmai pentru că nu știu, noi cei de aici le facem, tocmai pentru că nu știm cât de repede trece timpul și cumva nu stăm foarte mult în aceste corpuri și ca acest timp să-l aloci distrugerii corpului tău fizic, în loc să păstrezi acest timp pentru activarea ta ca spirit. Noi plecăm din aceste corpuri și în momentul în care plecăm trebuie să avem această aură, acest spirit capabil să urce în astral. Dacă noi îl afundăm, îl acoperim, îl blocăm cu acest fum de la țigare, cu acest alcool în exces, cu aceste probleme veșnice, ce face cel de lângă noi, de ce a zis persoana respectivă ce a zis, te sună nu știu cine și îți spune, știi că îți spuneam că de niște ani eu nu mai vorbesc la telefon. Da. Și nici eu nu mai fac asta. Mi-am dat seama că îmi făceam un rău foarte mare. Absolut, cu oricine discut. Pentru că un transfer de energie uriaș. Cu oricine discut, îi rog și dacă trebuie într-adevăr să vorbesc, încerc să vorbesc cât mai departe, cumva dau pe speaker telefon. Pentru că această poluare a spiritului, a corpului nostru energetic este atât de gravă și o resimțim imediat prin stări de oboseală, prin această stare de epuizare, când zici domnule, parcă nu mai am vlagă, parcă nu mai pot să merg înainte, deși te duci și analizele ți-e foarte bune. Medicul îți spune, ești ok, uite, analizele sunt de parametri normali. Și atunci te întreb, dar cu cine nu este ok? Dacă acest corp fizic, îmi fac o ecografie, merg și îmi fac niște investigații și sunt bine, iar eu simt că nu sunt bine, cine anume nu e bine? Nu este bine acest spirit, acest suflet, acest corp energetic? Și o să te rog să stai confortabil. Stau foarte confortabil. M-am uitat doar să nu mi se vadă ceva. Știi că eu am ceva, această coloană. Să te reze. Da, uite, te să rog, nu fernă mai așa, mama. Hai, te rog. Să stau liniștit. Mersi. Să bine. Deci, îți spuneam cât de important este să fii atent, să-ți gestionezi sufletul cum trebuie, să-l duci lângă oameni care sunt pe frecvența ta, să nu-l lași lângă oameni care nu sunt pe frecvența pentru ta. Pentru că ei te îmbătrânesc. Pentru că ei energetic și fizic. Pentru că ei rup acest echilibru, distrug acest al doilea corp care este baza. Mă întrebai de acest corp fizic. Da, acest corp fizic este perisabil, dar noi vorbim despre celălalt corp, și anume corpul energetic, care nu are vârstă, care nu are timp. El este... Și care hrănește corpul fizic în funcție de ceea ce el la rândul lui primește. Și care trăiește. Și atunci când am înțeles acest lucru, și l-am înțeles, am avut norocul să înțeleg de foarte devreme, am gândit în fiecare zi mă voi comporta
ca și când este prima și ultima zi aici pe planetica asta. Și îmi voi permite să exersez această fericire. Fericirea, momentul în care bei apă, fericirea, momentul în care privești pe cineva, în momentul în care asculți muzică, fericirea pe care poți să o iei și să o folosești corpului tău energetic, să-ți faci această terapie singur. Noi putem să ne facem această terapie în momentul în care ținem în mâini un pahar cu apă, da? Și ne bucurăm că acest lichid de la VEM este lângă noi și că putem să bem, și că îți spuneam că cea mai mare fericire este să bei apă la un moment dat. Da. Faptul că suntem sănătoși, faptul că putem să mergem, faptul că mă gândesc cât de repede corpul fizic expiră și ne pomenim la o vârstă când nu mai putem să mergem, mergem cu dificultate, când nu mai putem să facem lucruri, și atunci ne gândim, Doamne, unde-i tinerețea? Despre asta voiam iarăși să vorbim, pentru că foarte multe persoane spun, și iarăși sunt multe cântece populare, anii mei și tinerețea, Doamne, unde sunt? Da. Ceva mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta. Da. E o nostalgie foarte mare. Pentru că trece foarte repede timpul. Da, și eu înțeleg, dar dacă am privit această perioadă a vârstei după 50 de ani, să zicem perioada maturității de pline, sau a senectuții, sau a bătrâneții, a înțelepciunii, ca pe o ocazie extraordinară de a fi în acord cu spiritul tău și de a te bucura de niște conștientizări pe care tu nu le-ai avut în timpul tinereții. Eu mă uit acum, relația pe care o am eu la 30 de ani cu mine este una incredibil de bună față de cum mă simțeam eu cu mine la 20 de ani. Când poate corpul meu fizic, adică nu poate, sigur arăta mult mai bine. De aceea este foarte important să ne trezim din vreme și să înțelegem că nu suntem decât ceea ce se vede. Când înțelegem că nu existăm decât ca și carcase, ci existăm ca spirite, atunci se schimbă total și prioritățile. Altfel reziști în momentul în care ai o depresie, în momentul în care ai o decepție, în momentul în care pleacă partenerul. Eu am observat că nu există spirit, nu există om să nu treacă prin etapele astea ale umilinței, ale trădării, ale mintea despărțirii. Mintea noastră ne separă și ne face să credem că doar unii oameni suferă, ceilalți nu suferă. Nu, toți oamenii trebuie să treacă și toți suferă. Dar dacă am avea activat acest spirit și dacă am înțelege că acest corp energetic este dotat cu tot ce trebuie ca să rezistăm, noi avem în interiorul nostru... Deci ești de acord că nu ți se dă mai mult decât poți duce? Absolut. Noi avem în interiorul nostru asemenea mecanisme. Știi că de multe ori spun, Doamne, ce creație extraterestră putem să fim. Sora ta care face medicina dentară și care vine după noi cu manualul de microbiologie și zice, Doamne, uite cum știe celula asta în momentul ăsta. Raluca, dacă ne vezi. Da, dar Raluca, ea a făcut cursurile online și era incredibil să auzim ce se întâmplă cu fiecare, fascinant, este fascinant ce e în interiorul nostru, ce creație extraterestră suntem, cum știe fiecare organ, cum să lucreze, cum cantitatea mică de să bată. Cantitatea mică de apă, gura aia de apă, cât e de reciclată, cum ajunge să fie și lacrima, să ajungă și la rinic. Deci suntem avem în interiorul nostru tot ce trebuie să funcționăm suntem și un fizic. Microcosmos. Exact, să funcționăm și fizic, să funcționăm și la nivel energetic. Și funcționarea atunci, la nivel fizic e determinată de cea la nivel energetic. Și atunci, cum putem să ne speriem în fața unei despărțiri, să spunem, când numai o secundă, dacă am stat să ne gândim cum bate inima și ce este în interiorul nostru, cum știe corpul nostru fizic să se descurce cu fiecare celulă în parte? Oare nu știe să se descurce și cu o despărțire? Frumos, mă. Oare reușim să fim numai pe acest plan fizic, iar pe acest plan legat de suflet ne împotmolim de fiecare dată? Și ne împotmolim pentru că nu cerem ajutorul, pentru că ne imaginăm că decât nouă ni se întâmplă. Și pentru că există această cultură pentru femeile cu aspect fizic excepțional și bărbații cu aspect atletic. Deci dacă te uiți pe Instagram sau pe Facebook, felul în care ființa umană este descrisă acum este ceva irealizabil sau nerealizabil. Așa este. Eu nu am cum, ca femeie, să am și sânii perfect, și fundul perfect, și un abdomen tonifiat. Fie sunt o persoană care are țesut adipos și am undeva un adaos, fie sunt o persoană care este... Aceste păpuși Barbie. Exact, adică... Care n-au cum să existe. Care n-au cum să existe. Absolut. Și până la urma urmei, chiar și o femeie care se fardează, eu nu arăt așa nefardată.
Da. Asta este o reprezentare a ființei mele, mă rog, că îmi place cum sunt fardată, este altceva. Eu mă simt foarte vinovată pentru că eu în copilărie, surioara mea îmi spunea tot timpul că sunt foarte urâtă și foarte neagră. Și cum am reușit să mă fac un pic mai mare, cum am crescut, am luat repede fond de ten, pudră și continuu mi-a acoperat fața să fiu luminoasă iar. Dar vezi și acum, da. Eu îți spun că tu nu ești închisă la față și tu ce înseamnă o traumă din subconștient. Da, și stau și mă gândesc că știi că tu de multe ori primești foarte multe comentarii. De ce te fardezi? Și mă simt așa vinovată din cauza mea. Nu, nu trebuie să mie îmi place foarte mult să mă fardez. Îmi place cum arăt așa. Pentru că m-ai văzut pe mine în fiecare zi acoperindu-mi fața. Și îmi place să fie poate nu știu, dacă n-aș fi avut cearcănele, nu simțeam nevoia să acopăr, dar iarăși să știi că nevoia asta, adică ne fardăm, de ce? Pentru că undeva în subconștient mi se implantează ideea asta. Cel puțin la mine a fost o traumă. Da, dar și ca femei, adică dacă nu ar exista fardul ca opțiune în societatea noastră, nu am face asta, pentru că asta este un construct social și mental până la urmă pe care îl faci. Da, este clar. Și e tot o încercare de a apărea mai tânără, cred. Da, cumva simțim nevoia. Adică mintea ta spune că tu ești mai atrăgătoare dacă... Da, da, dacă mai oprești un pic timpul în loc și uite, arăt, apropo de cum arătăm, în momentul în care m-am apropiat de 50 de ani, am simțit așa o ușurare și o bucurie foarte mare, pentru că de fiecare dată când făceam terapii și aveam pacienți și le spuneam că am 25-27, cumva aveau acea reticență și se uitau la mine la modul ce să-mi spună mie domnișoara asta, fetița asta de 25-27 de ani. Cum e. Și așteptam această vârstă, îmi doream, Doamne, te rog să treacă timpul mai repede, să pot să am 35. Dar și eu mai răspund la comentarii, de unde ești? Eu am 30 de ani. Da. Spun, dar ești foarte tânără. Da, nu. Da. Da, cumva îmi venea să le spun, nu vă uitați la acest corp fizic, el nu contează. Maturitatea emoțională și spirituală nu e aceeași cu maturitatea fizică. Despre asta e vorba. Dar, într-adevăr, aici, la pământeni, la noi, se poartă aceste ambalaje, ai văzut, și merge la sală. Corect. Și uite, eu cred că tu poți, în această viață, ca ființă umană, să ai integrată această dimensiune pur umană, adică simți nevoia să te fardezi, să-ți pui cercei și o roche și să te bucuri de dimensiunea ta feminină, dar în același timp tu să continui să existi și în spirit. Ei, despre asta. Adică principiile astea două nu se contrazic. Eu nu sunt mai puțin spirit decât corp fizic și nu sunt mai puțin corp fizic decât spirit. Și cred că de aici vine fericirea în viața asta. Despre asta e vorba. Eu cred că dacă am lucrat un pic la cel de-al doilea corp al nostru, să începem prin a-l identifica, să înțelegem ce înseamnă aceste expresii, mi-a rupt sufletul, mi-a rănit sufletul, mi-a rupt inima, de ce s-ar fi folosit aceste expresii de-a lungul anilor, de-a lungul sutelor de ani, dacă nu ar fi fost acest suflet, dacă nu ar fi fost acest corp energetic. În momentul în care începem să trăim în spirit și să gustăm și să avem această bucurie a trăirii în spirit, o să observăm că la un moment dat chiar o să ne bucurăm pe măsură ce trec anii și în momentul în care o să zici, wow, am prins 50, va fi 51, apoi 60-70, pentru că toată această experiență și șederea noastră în aceste corpuri, în acest vas, putem să o facem foarte frumoasă în momentul în care în fiecare dimineață mulțumim pentru faptul că suntem aici, indiferent cum arată corpul, cum se modifică, cum ne transformăm. Este o șansă că ne transformăm, este o șansă că apucăm bătrânețea. Sunt mulți dintre noi care pleacă foarte devreme și care n-au avut șansa să experimenteze și această parte, această a doua sau a treia parte. În această întrupare. În această întrupare. Și atunci trebuie să înțelegem, inclusiv atunci când nu arătăm bine, dacă sufletul este liniștit, nu arătăm bine. Ai văzut ce frumos arată un om care zâmbește din suflet. Așa este. Ai văzut ce frumos sunt ochii unui om bun. Da. Chiar nu mai contează cum are corpul. Știi că eu îți spuneam când mergem spre Comana și oprim la poartă, la bătrânei, să le mai dăm câte ceva, hăinuțe sau să cumpărăm roșioare. Și îți spun, Doamne, Ana, oamenii ăștia sunt sfinți. Deci, când le văd mânuțele crăpate și hăinuțele... Și totuși sunt foarte fericiți. Și vezi ochii aia buni și fericiți. Și simți sufletul. Deci, știi, cumva, parcă
îmi este sete, am o nevoie fizică să văd acei ochi buni. Deci uneori am nevoie să văd ochii unui om bun. Pentru că acest lucru a început în ultima perioadă să dispară. Da. Oamenii nu-și mai permit să mai fie buni. Oamenii nu se mai privesc în ochi. Oamenii nu-și mai permit să aibă suflet. Pe măsură ce trec anii, pe măsură ce viața devine din ce în ce mai comercială, cum spuneai tu, luptă pentru supraviețuire, oamenii nu-și mai permit să aibă suflet. Și atunci, în momentul în care își pierd sufletul, pierd tot. Pentru că nu se mai pot bucura nici de bani. O să vină acei bani pe care ei doresc, business-ul, o să fie la un moment dat conturile pline. Dar dacă nu mai ai sufletul în interior, spiritul, nu ai cum pentru să te mai bucuri. Pentru ce să umpli contul dacă sufletul e gol? Despre asta e vorba. Ei, dacă ar exista această igienă, cum spuneai tu, să existe în școli, să se numească igienă spirituală, știi? Igiena sufletului, să înțelegem că nu avem voie să ne pierdem sufletele. Și nu avem voie să rănim alte suflete. Și nu avem voie. Este, că totul e înregistrat de propriul nostru suflet. Este atât de important să fii bun. Deci mi se pare incredibil, incredibil. Noi avem lângă bloc o doamnă care vine și hrănește pisicuțele, așa cum și noi avem în portbagaj tot timpul pastilele, bobițele pentru căței și pisici. Și mă uit, oamenii care trec pe lângă ea când o văd și cei care trec pe lângă noi când le hrănim, mă uit cumva ca o atitudine cumva ironică, la modul niște femei sărite, sunt cu capul săracele. Au ajuns în etapa aia când stau cu pisicile. Ia uite, dau să mănânce la pisici. Ei, vreau să-ți spun că eu de câte ori hrănesc acele pisicuțe care se mulțesc, care, mă rog, și le-ai văzut că uneori sunt luați, nu rămân mereu într-un număr foarte mare. Cineva sigur, are nevoie sigur, de un pisic, îl ia, sau mă rog, de un cățeluș. Ideea este că după această întâlnire, după ce le hrănesc, vreau să spun că eu vibrațional sunt atât de bine și am o stare atât de bună. Incredibil. Și cumva fizic mă simt. Chiar dacă la un moment dat aveam, nu știu dacă ți-am spus zilele trecute, aveam așa o oboseală și tot auzeam în jur, nu mai știu cine, COVID. Și, parcă te prinde această panică și cumva tristețea, supărarea lor. Te gândești, Doamne, cum or trece? Dacă nu o să treacă cu... Și avem așa o mâhnire, auzisem, nu știu cine spusese, despre nu știu cine. Vreau să-ți spun că după ce i-am hrănit, am simțit ca și când m-am expandat așa, am avut așa o liniște și o bucurie și o ușurare, ca și când totul e sub control. Cât timp suntem buni, totul e sub control. Cât timp putem să facem fapte bune, totul e sub control, pentru că deschidem culoare. În momentul în care ai făcut o faptă bună, ai hrănit un pisic, ai hrănit un cățel, ai ajutat un om care are o problemă, sunt atât de mulți oameni săraci care nu au ce să mănânce și atât de mulți oameni care aruncă mâncare, care aruncă haine. Și atunci, dacă ar ști ce sentiment extraordinar, ce poți să trăiești după ce oferi cuiva care nu are... Și asta vine tot din educație. Eu știu că, adică de mică, mie mi se părea normal că dacă îmi cumpăr ceva, eu să fac pachet și să dăm mai departe. Da, așa eu până la o vârstă, cred că până în facultate, eu nu credeam că e posibil dacă îți cumperi ceva să nu faci pachet, să dai mai departe. Da, sacoșica hăinuță trebuie tot timpul pregătită, dulapurile și să pui... Da, pentru că acel culoar, în momentul în care vine ceva spre tine și tu la rândul tău trebuie să dai către altcineva. Și foarte interesant, apropo de ce vorbeam zilele trecute, despre a dărui, lucrul pe care îl dăruiești se întoarce înapoi, îl primești din altă parte. Incredibil de mult. Incredibil. Și principiul ăsta al manifestării și al materializării pe mine mă uimește. Incredibil. Cum e posibil să dai un obiect și în aceea zi să primești din altă parte fix obiectul ăla. Da. Deci acel culoar deschis care vine și de multe ori, știi, când îți spuneam, Ana, să nu ne pară rău, și spuneam, dar e rochița mea bună, cum poți să-mi dai rochița bună? Și spuneam, Ana, nu e rochița bună, uite, ți-a rămas mică. Haide, că uite, avem casa de copii lângă noi, știi, când ai adus-o și a fost incredibil. Și asta, iarăși, apropo de materializare. Eu îmi doream foarte tare să am o soră și știam că voi avea o soră mai mică și aveam 9 ani și tot timpul îi spuneam mamei că îmi doresc să mai vin în viața mea o soră. Și la un moment dat, pentru că noi, scara noastră era vis-a-vis de casa de copii, leagănul de copii, am venit într-o zi cu o fetiță de vârsta mea acasă și am spus mamei că ea este sora mea, Camelia, Cami. Bine, te-au lăsat pentru că Ana atunci făcea emisiune la Radio Campus în Sepozia și doamnele care aveau grijă de copilaj și-au recunoscut-o, au felicitat-o, Ana Maria, tu faci emisiune. Da. Și ea le-a rugat să mă lase în parc, pentru că era parcul lângă, să mă joc să te joci cu ea. Să te lase să o aduci pe Camelia un pic sus, o văd și eu. Da. Și am adus-o pe Camelia și din acea zi, mă rog, ne-am început să ne interesăm de formalități.
Da. Am vrut să o înfiem. Am vrut să o înfiem, i-am cumpărat cerceluși, rochițe, deja am știu că a venit mami, și la premiera mea în clasa 1. A venit în clasa 1, eu eram foarte aproape și cu toate formalitățile. Da. Și știi că îți povesteam că s-a întâmplat acel moment când erați pe balcon, vă jucați și ea a luat păpușa, a rupt-o pe jumătate. Și după aceea a venit la mine în bucătărie și mi-a zis: mami, Ana mi-a rupt păpușa cu care eu mă jucam. Întâmplarea a făcut ca eu să mă uit în acel timp și să văd ce a făcut. Și am zis: Camelia, dar nu e adevărat. Ba da, mami, Ana a rupt păpușa. Și apoi nu mai mă lăsa să mă apropii de tine, absolut. Da, și deloc. nu mai te lăsa să îmi zici mami, fapt, nu mai tu da. Nu ești mama mea, ești doar mama ei. Da, și atunci mi-am dat seama când am văzut că erau niște traume atât de mari și am găsit o modalitate. Bine, am făcut nici ea nu își dorea să rămână. Da, dar am găsit o altă familie, am fiat-o, dar ceea ce vrei și să povestești. Și familia respectivă nu era un nu alt era copil, un alt frățior, ce dar ceea ce vrei da, să povestești. Exact. Și ceea ce vreau să povestesc era că în acel an, deci eu am adus-o pe exact Camelia în iunie, da. La început de iunie, premiera mea a fost undeva pe 13-14 iunie, da. 98, și atunci tu ai rămas însărcinată cu Raluca, sora mea mai mică. Da. Deci tu ți-ai dorit atât de tare, atât de tare ți-ai dorit să mai ai o surioară și ai venit și cred cu Camelia că ai vrut de la să casa adopți, de copii. Da. Și exact în condițiile în care ai încercat înainte să rămâi sărcinată, da, și nu ai putut. Da, și mă obișnuisem cu gândul că asta și e, o să rămână Raluca, o să rămână decât Ana. Și atunci când noi am luat acest copil, căreia i-am găsit o familie, că am ajutat, am fiat. Dar vreau să zic că exact simplu fapt că am vrut cumva universul ne-a recompensat cu Raluca, cu așa este. Asta trebuie să înțelegem cu toții, că nu contează cum facem binele, că avem o pisică, un cățel, că dăm la o familie care nu are ceva, o pâine, o bucată de mâncare. Ideea este să lași sufletul să facă lucruri, pentru că pe acele culoare deschise vine și către tine. Și până la urmă asta reprezintă să ții sufletul tânăr. Despre asta e vorba. Reprezintă să pui în mișcare principiul vital, energia exact, vitală. Exact. Și dacă exact. Ea circulă la nivelul corpului energetic, exact. Circulă și la nivelul corpului fizic. Și în momentul în care zâmbești, ți se zâmbește. În momentul în care ești bun și în momentul în care, chiar dacă nu găsești prima, și a doua, a treia. Și mi-aduc aminte, uite, o întâmplare recentă. Când am fost într-un loc unde oamenii erau extrem de duri și răutăcioși cu noi, uh-huh. Și noi am plecat de acolo, tu fiind cea mai bună prietenă cu acei oameni și fiind prietenii noștri de suflet. Adică a fost o alchimizare a energiilor incredibilă și cum s-au la final. Și cât de da. Mult s-au deschis oamenii când s-au simțit sufletul. Da. Și doar că era un prag mental pe care eu recunosc inițial n-am putut să-l trec și am zis ok, oamenii ăștia sunt extrem de deci noi filmam videoclipul Ralucăi, Ralucuța și-a filmat un videoclip, în curând o să vedem piesa. Și eram într-o locație unde persoanele respective au fost deranjate de faptul că filmam. Da, și cumva ne-au dat de înțeles că suntem în plus. Da, și cumva au avut atitudine din asta total refractară și, cum să zic, o distanță și o răceală din asta. Și eu am zis, ok, o să plecăm în altă parte, asta este, vom căuta un alt loc. Da. Și mama a spus, ca să fie pe scurt, mama a spus, nu o să căutăm alt loc, o să vedem. Dacă putem, nu știu, să-i ajutăm sau să-i facem cumva pe oamenii ăștia să se deschidă mai mult emoțional. Da, și atunci pe hol era o bunicuță care punea prosoapele la celelalte camere și am mers la acea bunicuță și am felicitat-o, i-am spus, n-am văzut niciodată niciun loc, niște prosoape mai curate și o lejerie atât de frumoasă și un loc mai curat. Zic, sunteți extraordinară și bunicuța a început să plângă și a zis, Doamnă, avem asemenea review-uri urâte pe Booking și este extraordinar ce ne spune, suntem atât de supărate și i-am spus, uite Ana, de ce erau atât de supărate și de ce era... Pentru că sufletul lor era foarte rănit. Fusese foarte rănite și ne-au invitat la masă și întâmplarea a făcut să fie ziua uneia dintre doamnele de acolo și ne-am îmbrățișat și a fost filmare extraordinară și am rămas în relații bune și am stat și m-am gândit ce a însemnat numai acele vorbe, în momentul în care te apropii de un suflet și îi spui, este atât de frumos ce faci,
Și cumva declanșezi în el acea parte de frumos pe care el poate a uitat că o are. Dar poate nici nu conștientiza. Poate e pietrificată. Așa este, așa este. Și stai și te gândești cât de important este să trezești acest suflet. Și nouă ne-a venit înapoi imediat această stare de bine, pentru că am filmat videoclip, ai văzut cum a fost toată ziua. Da, am avut foarte mult spor. Am avut atât de mult spor și cum am fi lucrat în condițiile în care, ai văzut, erau atât de supărate, da? Aveți autorizație de filmare, dar ce căutați aici, dar... Da, și apoi, când eu m-am dus și am zis, Doamne, cel mai curate prosoape pe care l-am întâlnit în viața mea, și da, vi se pare, vai, nu pot să cred. Aveam nevoie doar de o vorbă bună. Aveam nevoie și... Dar nimeni nu le mai spunea o vorbă bună și era un cer vicios, pentru că ele nu mai spuneau nici el o vorbă bună și atunci... Așa este. Și am stat și m-am gândit, Doamne, cât de ușor ne-ar fi, ce frumos am trăit dacă ne-am permite să fim buni și să vorbim frumos. Asta cred eu că e un exercițiu pe care îl faci toată viața. Și să ne... Ești pus tot timpul în conjuncturi în care întâlnești oameni care nu vorbesc frumos. Și ce dacă? Și totuși trebuie să rămâi deschis. Chiar dacă acei oameni nu vorbesc frumos, știi că îți spuneam de atât de multe ori, în atât de multe situații, eram cu Raluca în spital și a avut o problemă cu intestinele și... Foarte mulți ani. Și la un moment dat eram internat în București cu ea și mi s-a spus probabil are... nu știu ce o să fie, dar vedem dacă în 24 de ore o să... Da, fie o pierdeți, fie o pierdeți, o să-și revină. Noi încercăm totuși să o deschidem, o să vină chirurgul, dar s-ar putea să... Și am zis, domnule, copilul meu nu are scaun, îmi trebuie un supozitor. Ce supozitor? Niciun supozitor. Dar e a cincea zi și de asta are stomacelul atât de balonat. Instinctul tău de mamă știa ce trebuie spuneam, făcut. Eu spuneam, dați-mi un supozitor cu glicerină. Nu se pune la copii supozitor cu glicerină. Și la un moment dat m-am dus la doamna asistentă și am scos vergheta după deget și am zis, vreau să vă ofer acest, vreau să o topiți, vă faceți dumneavoastră ce vreți, dați-mi vă rog un supozitor. N-a luat-o, normal. Dar vreau să-ți spun că eram atât de disperată și am zis, vă rog din suflet, nu încă domnul doctor, nu. I-am zis, ok, o să pun un sfert, o să pun o jumătate, dar lăsați-mă. Și într-adevăr, după ce am pus acel supozitor, a doua zi am plecat acasă. Ea nu putea să aibă scaun și trecuseră atât de multe zile, medicii ziceau, nu nicio problemă, probabil mâine, probabil poimine. Era din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău și stăteam și mă gândeam și până la urmă mi-am făcut o prietenă pe această doamnă asistentă. Am îmbrățișat-o, ne-am lăsat adresa, i-am spus că datorită ei e cel mai bun om din lume și stau și mă gândesc știi că oamenii se aricesc, ei își arată o față care poate nu e a lor. Da, pun așa niște mânci. În realitate, toate mamele care sunt cadre medicale, care sunt la spital, care sunt medici, sunt asistente, toate aceste ființe au și această latură care înseamnă suflet. Da, dar poate uneori de prea multă uzură și prea multă oboseală nu mai o arată. Și atunci, uh-huh. Și atunci este un rău pe care și-l fac și lor, îl fac și celui de lângă el. Pentru că au atâta nevoie mamele care sunt cu copilașii să se poarte frumos cu ele, cadrele medicale, să le spună și atunci... Chiar nu mai să spună că o să fie bine. Nu mai să spună că o să fie bine. Când ești în momentele alea când pur și simplu simți că s-a terminat tot și că... Și să vină lângă tine și să spună, sunt aici, o să fie bine, adică cine a spus, știi, cuvântul ăsta, vorba dulce mult aduce, vorba dulce, vorba este cumva instrumentul sufletului. Dacă tu lași sufletul să comunice și să transmiți aceste cuvinte care ajung la celălalt, aceste cuvinte frumoase, bune, normal că și celălalt pe același culoar vine, chiar dacă mulți o să spună, da, uite, eu vorbesc frumos cu copilul meu, cu partenerul meu și el nu vorbește, nu-mi răspunde. Ei, nu o să-ți răspundă în ziua aia. Nu o să răspundă a doua zi, a treia zi, dar cu siguranță în timp, tu emițând pozitiv și având această răbdare și având această iubire, vei vedea că vei declanșa și în celălalt de la și dacă nu reușești să declanșezi. Și dacă nu reușești. Înseamnă că vorbim de o persoană extrem de toxică și atunci trebuie este un abuz din care pleci. Și aici cred că e echilibrul vieții noastre. Exact. Să identificăm oamenii care vor să fie salvați și oamenii care nu vor să fie salvați și vor doar să ne distrugă. Așa este. Când identifici un om toxic și că știi că ai făcut tot ce a trebuit. Asta e. Tu să știi că ai făcut tot ce ți-a trebuit. Și ai făcut pe o perioadă lungă de timp. Nu lucrezi 3 zile, 5 zile la această relație și spui, păi nu, că suntem de o săptămână și n-am mers. Nu.
Tu faci, depui tot efortul și te gândești toate strategiile posibile, încerci să-l înțelegi, poate are o frustrare, poate are o traumă, poate are nevoie poate vrea să se vindece, poate, dar când vezi și acorzi o șansă, și mi acorzi o șansă, dar când vezi că după repetate șanse pe care le-ai acordat, continuă să-ți facă rău și să-și facă rău și să te rănească, atunci cumva e nevoie să pleci și să te duci către un suflet care este pe frecvența ta. Sunt atâtea suflete care așteaptă să primească iubirea ta. Așa este, sunt foarte multe suflete. Și cum scoți din viața ta un om toxic? Deci cum îl lași să plece? Viața parcă te premiază și îți aduce alți oameni care sunt recunoscători. Uneori te aduce chiar pe tine înapoi. Uh-huh. Mi se pare extraordinar când te primești pe tine. Uh-huh. Când după o perioadă foarte lungă, când stai lângă cineva care îți ia în fiecare zi și îți rupe acest echilibru, când ai plecat de acolo, tu te primești pe tine înapoi și este atât de bine cu tine și este atâta liniște și atâta echilibru și îți spui, Doamne, nu cumva pe mine mă căutam? Mm-hmm. Ce frumos! O să mai reluăm această temă legată de bătrânețe și... Uite, asta vreau să zic, iartă-mă că te întrerup, te rog. Eu căutam astăzi, pentru titlul acestei emisiuni, un titlu legat de înaintare în vârstă și bătrânețe și cumva sună atât de dur cuvântul ăsta, bătrânețe, ca și când ei sunt bătrânii, cei care trebuie dați la o parte și aversiunea asta care s-a creat acum cu pandemia, cu coronavirusul, să stea în casă bătrânii, să nu mai iasă, dar nu mai sunt ființe umane, dar nu mai au spirit în ei doar pentru că au înaintat în vârstă. Așa. Și încă ceva, absolut toți, dacă vom fi sănătoși și în această viață vom ajunge să fim bătrâni într-un anumit punct. Da. Nu putem să tratăm niște oameni care au înaintat în vârstă ca pe niște oameni care nu mai au spirit. Eu îți spun, pentru că am împlinit 50 de ani, eu îți spun că nu simt că mi se întâmplă decât un... Ca și când mi se deschide un dar, ca și când primesc un dar la care până acum n-am avut acces și sunt uimită de cât de multe poți să primești de la univers și de la tine ca spirit pe măsură ce înaintezi în vârstă. Câtă înțelepciune, înveți să te iubești, înveți să te cunoști, înveți să te descoperi. N-aș da această stare de stabilitate și de echilibru, n-aș da-o pe acea perioadă de început când aveam atâtea frustrări și atâtea temeri și nu aveam încredere în mine și nu știam că mă pot descurca Și câte lucruri singură, poți să faci câte poți singură. Să faci și atunci dacă ne-ar veni ajutoare la timp, dacă îți spuneam și data trecută din școală ni s-ar spune că noi avem acest al doilea corp și anume spiritul care sufletul, nu îmbătrânește care niciodată, nu îmbătrânește, atunci nu e mai suferit că îmbătrânești, pentru că înțelegi că e doar o trecere și că și moartea în sine este absolut. Doar trecerea, tu continui să existi, doar absolut. Că sub o altă formă. În alte hăinuțe, exact. nu în hăinuțele telurice. Da, nu în materie fizică, ci în fluid eteric. Exact. Dacă aceste lucruri s-ar spune la timp și n-ar mai fi văzute ca și când este o știință ocultă, ca și când sunt foarte, chiar de curând am avut o asemenea situație când fostul prieten al surioarei tale a spus că partea asta de energie, de spirit nu există și atunci noi am suferit foarte tare și am zis, Doamne, cât de mult pierde, pentru că un suflet care nu știe că este suflet, nu poate să trăiască în fericire. Wow, ce frumos! N-ai cum să trăiești în fericire dacă tu nu știi că ești suflet. Pentru dacă că tu crezi gândești, că ești decât materie. Da. Și atunci... Materia e o consecință a sufletului. Exact. Materia e aici ca să transporte sufletul și să-și facă misiunea. Despre asta e vorba. Și este dureros pentru că dacă s-ar introduce din vreme, din școală. Eu cred asta, dar mai cred și că predispoziția asta sau deschiderea către spiritualitate este a spiritelor care au în ele cumva acest principiu al compasiunii și al înțelegerii. Da, adică cred este. Că un spirit întunecat și toxic care se hrănește din a produce durere celorlalți, cred că greu
înțelege ce e sufletul. Cu siguranță, cu siguranță. Și probabil ei au cea mai mare nevoie de ajutor. Asta e problema. Că au cea mai mare nevoie de ajutor, dar nu sunt dispuși să-l primească. Da, și atunci probabil timpul, încercările, corect, vor veni foarte multe încercări și atunci toate acele suferințe vor produce la nivelul corpului energetic niște forme de niște straturi care îl vor ajuta, pentru că cei care sunt în întuneric așteaptă doar ajutor. Așteaptă ajutor și noi, cei care avem acces la această informație și vrem să ne-o procurăm și vrem să înțelegem ce se întâmplă cu noi, de foarte multe ori suntem aduși în calea acestor oameni întunecați. Așa este. Sau nu întunecați, blocați, închiși. Da, cred că întunericul e absența luminii, deci. Exact. În calea lor, ca să-i ajutăm să deschidă fereastra, ca să-i ajutăm să poată să vadă cerul. Este, știi, de foarte multe ori mă întreabă cineva ce să fac și spun, stați 2 minute, priviți cerul. Uh-huh. 2 minute, 1 minut. Alocați-vă 1 minut sufletului dumneavoastră, inspirați și priviți cerul. Și o să înțelegeți că noi nu suntem instantă, da. Că noi nu suntem decât aici, nu suntem decât aceste furnicuțe mici, ci suntem care mai mult au decât. Câțiva zeci de ani de trăit și apoi trec în etapa următoare. Mulțumesc, mama, că ai fost alături de mine și astăzi. O să continuăm miniseria de vorbă cu mama și în episoadele viitoare. Vă invit să dați subscribe sau abonează-te canalului meu de YouTube și desigur așteptăm comentariile voastre aici în secțiunea de comentarii. Nu știu dacă v-a plăcut acest clip sau puteți să îi spuneți și mamei dacă v-a plăcut, ea citește comentariile, le citesc și eu pe absolut toate comentariile și sunt așa, wow, ce cât mă bucur că putem să ajungem la sufletele cât mai multor oameni. Da. Și că întâlnim acolo în toate mesajele pe care le trimiteți, întâlnim fragmentele de suflet și simți e o conexiune incredibilă. Este o conexiune incredibilă. Da, cu un om pe care nu-l cunoști, dar cu care simți că parcă e al tău. Așa deci, este, cumva, da. Tu îți spui ție. Știu. Deci este o conexiune extraordinară. Mulțumim din suflet. Și eu simt asta. Și vă transmitem și vă trimitem toată iubirea noastră. Mulțumesc că ați urmărit acest material. Ne revedem pe curând.